că promoul m-a lăsat în șoc. Aș fi zis că sunt afectată eu în mod deosebit. Însă cele câteva mii de comentarii de pe pagina oficială de Instagram a serialului mi-au arătat că promoul a avut un impact general emoțional și psihologic foarte dur. Scenarista Semair Genecon este dur criticată. I se reproșează ambiția de a atrage audiență prin lucruri șocante și scăderea calității serialului după primirea premiului. Încă nu se știe dacă actrița care o interpretează pe tu a primit o altă ofertă și acesta ar fi motivul scoaterii ei din serial, dar, oricum ar fi, scoaterea ei este mult prea dură. Părerea mea strict personală este că Sema s-a jucat în acest sezon cu mesaje cu un puternic impact emoțional, mesaje care nu au avut întotdeauna înțelesul clar exprimat. Situația precară a femei este, din păcate, încă o realitate. Încă sunt mult prea multe decese din cauza violenței contra femei. Violență care poate avea diferite forme. De la cea domestică, la cea stradală, viol, jaf, atac. Si pericolul în care se află femeile polițist este mai mare decât al colegilor lor bărbați, de aceea o mică greșeală, ca cea a lui Tucce, le poate costa viața. Fraza episodului a fost de ceea ce ne este frică în secret nu scăpăm. Frază de cesare pavese care se potrivește grijii exagerate a lui Eren, care nu a permis ca fica lui să iasă pe teren. ce a fost unul dintre cele mai frumos creionate personaje din serial, serioasă, ambițioasă, cu minte și deosebit de inteligentă, însă nu ar fi trebuit să iasă singură în urmărirea unei piste. Noul caz, exact ca acela cu psihopatul Burac care ucidea grupuri de persoane după ce își recrea propria familie este un caz foarte dur. Cei doi soți având cu siguranță lucruri foarte ciudate de ascuns. Orice ofițer de poliție trebuie să iasă însoțit în patrulare, tu a intrat singură în cușcaleului. Scenaristane ne va prezenta din nou o situație tragică, de data asta, fie că rezultatul este decesul sau supraviețuirea lui Tucce, cu reacțiile tuturor celor implicați. Vom vedea dacă rezultatul este violul deosebit de brutal asupra fetei cu supraviețuirea ei și atunci scenaristane ne va arăta durerosul proces de recuperare. Sau este decesul fetei și atunci vom vedea cum reacționează fiecare dintre cei rămâși în urma traumei. În astfel de cazuri, mă întreb din nou dacă nu ar fi bun un personaj ca gadar în lumea reală, un personaj care să mai facă curățenie între mizeriile umane care trăiesc printre noi. E adevărat că reacțiile publicului pot fi exact invers decât cele scontate de scenaristă, și publicul să se întrebe dacă lumea asta e atât de nesigură pentru femei. Încât nici o femeie polițist nu a fost capabilă să se salveze. Adevărul e undeva la mijloc. Situația prezentată nu este una întâlnită la toate femeile polițist, însă e foarte adevărat că există zone mai periculoase decât altele. Există încă mulți bărbați care preferă să folosească violența pentru a obține plăcere și oameni care preferă să închidă ochii la unele nereguri, ca femeia pe care a salvat-o tupce și care ar fi putut. Cere ajutor Cert este că turcii vor să saboteze serialul. Se cere neurmărirea episodului următor pentru o scădere mai mare a ratingului, însă, cu rating sau fără, ne așteaptă un episod extrem de dur. Pregătiți șervețelele! Pregătiți-vă emoțional, vom suferi enorm!